mini campionatului pentru promovare. Petrolul are 57 de puncte, Hermannstadt 52, Universitatea Cluj 48, Steaua 42, Concordia Chiajna 40, Slobozia 35 de puncte. Hoffmann dat foarte ușor la o parte. Pierde ușor în fața lui Voicuns, incredibilă și reacția, apoi șut imparabil. Șut imparabil, extraordinar, prins pe picior greșit și Gorcea. Insistența lui Voicu. Centrare în careul micro, Mario Pires retrimite în fața porții, Eli Fernandez boare. Vine Haită, șutează însă Valentin Alexandru, Romario. Mingea se plimbă pur și simplu prin fața porții, incredibil. Peluza încearcă să energizeze și mai mult echipa. Ce bară, ce ratare. Apărare eroică și a lui Borța, centrare pe direcția porții, încă un corner, reacție deocamdată excelentă a clujenilor. Ispas urcă din nou, încearcă șutul, Ispas! Gol! Gol! A tot căutat poziția aceasta. Ce minge grea, ce minge grea, dar chiar și așa de nepermis. Cred că în primul rând Aldescu greșește că încearcă să o prindă. Hoffmann blochează foarte bine, poate continua apoi Roberto Romeo, e offside. E offside, dar Valentin Alexandru refuză faza foarte bine, Roberto Romeo, gol! Valentin Alexandru nu atinge mingea, lasă marc, își dă seama că faza va continua, este gol valabil. Este o autopasă. Ce cursă face Roberto Romeo. Centrarea lui Roberto Romeo, urmărită de Boiciuc, recuperează apoi Haită. Haită cu doi adversari în față, caută, cred, culoarul de șut, până la urmă îi centrează lui Eli Fernandez. Vine Pârvulescu, gol! Boiciuc la prima atingere de minge. Exact mingea de care avea nevoie Boiciuc. Pleacă perfect spre zona de unde atinge o singură dată, dar este suficient. Foarte bun, foarte bun asistul lui Pârvulescu. Și este fluier final. Victoria așadar pentru Universitatea Cluj. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.